Domnul primar, vreau să știu exact ce s-a întâmplat. Deci, a intrat la voi, la dumneavoastră, în casă sau ce s-a întâmplat exact? Nu, în primărie. Mamă, în primărie! A intrat! Biroul meu. Doamne, bă, frate, bă! Că sunt niște oameni ciudați mascați, am văzut că au niște măști albastre, Oana, ai văzut și da. Tu? Da, ciudate rău. Ideea este că, cred că o să mă duc să-i fac o poză, ia, vă rog, aveți grijă de ei, să nu cumva să vină alții, pentru că... Vreau să-i fac o poză. Dar știți faza care e? Am mai văzut poza asta, am văzut masca aia undeva, adică poză. Pe o poză. Deci am făcut poză, Oana, e în casa ta și s-a spart tot pe acolo. Mă, ce? Nu, mă duc peste el, deci nu, deci îl bat, îl omor. Văd masca aia. Uite, Oana, ține asta, te rog, asta e pentru tine. Asta tu trebuie să o ții, să interoghezi după o chestie, uite, să examinezi fotografia. Dar unde e? A, uite că tot acolo, tot în casa ta, Oana, mamă. Ideea este felul următor, domnul Ghețaru. Și bineînțeles și doamna Oana, am aici niște chestii pregătite. Ce chestii? Ce acolo? Deci uite, domnul Ghețaru, ideea este că o să pun ghiozanul ăsta jos. Ăsta e ghiozanul dumneavoastră. Ăsta, doamna Oana, este ghiozanul dumneavoastră. Okay. Fiecare... am văzut că dumneavoastră, Oana, deja aveți un ghiozdan, dar... Mă, da, ce exact, aici? Deci, fiecare wow. Aveți pregătite câte un set de polițe. Și pe lângă chestia asta... V-am dat niște gen codurile de la... stai, Oana, vezi că trebuie să-i dai o carte lui Ghețarul, pentru că eu aveam doar două. Deci ideea este că astea sunt codurile de la celule și de la intrarea în poliție. Trebuie să ne facem poliția asta mult, mult mai securizată, pentru că am văzut okay. Că toată lumea poate să intre în ea. Da, exact, deci alea sunt codurile. Ideea e următoarea că... Ia veniți puțin, deci... Unde sunteți? Veniți încă repede. Deci aici am încercat să dau cu reinforcerul peste toate blocurile, să arate gen să fie puțin mai securizat. Și de este că o să vă rog pe fiecare să faceți asta la biroul dumneavoastră. Da, da, da. Acum văd că merge bine, uite, văd la tine, Oana, că văd că s-ai făcut pe aici puțin. Da, aici la fel, mă, cine ne-a spart? Da, ne-a spart cineva. Cine ne-a spart geamul ăsta? Bă, că ăsta era de la de, nu puteai să-l spargi și nici l-a spart. Ce s-a întâmplat? Ai de capul meu. Cum s-a întâmplat? Mamă, nu asta? E bine, nu e bine. Și ați văzut arme, avem arme albastre, doar pentru poliție. Deci doar pentru noi sunt armele astea, pentru că sunt albastre, ca să ne recunoaștem armele între noi. Deci dacă vedeți alte arme albastre, înseamnă că un polițist dintre noi a fost jefuit. Deci trebuie să aveți foarte, foarte mare grijă, ați înțeles? Da. Da. Perfect. Și chiar, doamna Oana, vă sfătuiesc ca acel silencer să vi-l scoateți, pentru că ideea este că arma dă mult mai mult damage atunci când nu are silencerul și vai, doar nu vrem să pierdem împotriva forțelor răului sau eu știu ce, orice alte probleme să mai avem noi pe aici prin oraș, pentru că momentan, sincer, eu zic că orașul este destul de securizat, adică n-am văzut prea multe probleme în ultimul timp, nu știu dacă voi ați întâmplat probleme, adică în afară de Crisnel care pur și simplu trece pe locuri interzise unde gen nu trebuie să treci ca pieton. Și bineînțeles că cu mașina depășește timpul regulamentar sau de fapt viteza regulamentară, dar până la urmă eu zic că ne descurcăm destul de bine. Putem să ieșim pe geam, da, asta, totul e ok. Trebuie cumva să-l pun înapoi. Nu da, trebuie să-l pun înapoi. Nu are niciun sens, adică ce sens are, frate, adică nu are niciun sens, dar cumva suseze exact, trebuie să avem foarte, foarte mare grijă. Orașul ăsta trebuie să fie în mâini bune, pentru că noi trebuie să-l protejăm, noi se mai să-l protejăm, așa că Ghețare trebuie să fie pregătit pentru orice, Oana sunt trebuie să fie pregătită pentru orice, exact. Și chiar am uitat să zic, doamna Oana, că ați văzut armura aia, automat sunteți promovată la polițist normal. Mulțumesc! Toți acum... Ghețaru și cu doamna Oana sunteți în aceeași funcție de polițiști. Eu bineînțeles sunt șeful poliției. Am fost promovată. Pentru că tot aceeași armură pe care o aveți și voi am. Deci este timpul să protejăm acest oraș. Și bineînțeles nu trebuie să fiți corupți cum a fost Cristinel, pentru că în el niciun era caz. Foarte corupt. În cazul în care vă prind că faceți treburi rele cu oameni răi gen Cristinel sau oricine, habar n-am, nu știu cine, să știți că nu mă peschive să vă dau afară exact cum i-am făcut lui, ok? Ați înțeles? Da. Da. Am înțeles. Perfect, mă bucur pentru asta. Ideea este că trebuie să... O să vorbesc cu cel de la dealership să ne dea niște mașini, pentru că, după cum vedeți, nu știu, mașinile de poliție au fost furate. Cred că trebuie să securizăm furate. Și acest... Da, băi, nu pot să nimic, cred. Frate, da, wow. Nu știu ce s-a întâmplat. Wow. Adică chiar n-am idee cine a furat mașinile, dar aș avea o mică idee, pentru că omul orice are mașini care seamănă cu mașinile de închisoare și gen de, de poliție, de fapt. Și mașinile alea pare că gen și-a, el are un service în câte și pare că gen și-a decolorat mașina aia poliției și a pus culoare peste ea, dar habar n-am, sincer, nu știu ce să zic. Stai! Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Au fost niște hoți la mine, aveau mască albastră și au venit peste mine. Niște hoți? Cumva, da. Ce ia? Mă, ce, cine să ia? Mi-au fost și albastele. Ce e ăla? Ăla e? Da, ăla e, ăla e, ăla e, ăla e. Da, uite-l. Apărați-mă că nu-i bine.
Domnul Sorin, ați văzut? Băi, băi, băi! Da, 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 am văzut și uite, 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 uite! Sunt mai mulți, sunt mai mulți! Aolo! Da, sunt mulți, sunt mulți, sunt mulți! Aveți grijă! Avem... Jakey? Arme! Te duci spre casa ta! Și... Cred că-ți fură și de la tine, vezi că mi-au furat o grămadă și fuiesc! Nu vă uitați la grenadă, nu vă uitați la grenadă! Aolo! Pe că mă uiți pe mine! Se duce spre casa lui Jakey! Doamne, câte diamante mi-a furat! Doamne! Uite, au dispărut! O să încercăm au dispărut? Să facem ceva! Bă, nu, n-au dispărut! Aoleu! Mă, ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Uite-l acolo! Sorin! Nu! Bă, Sorin! Ce i-au făcut lui Sorin? Ai de capul meu ce se întâmplă aici? Mamă, dar o să-i pară rău! Sorin! Domn poliție, credeți că puteți rezolva nu știu, fapta? Nu știu, păi ideea este că domnul Ilda... Oh my god, nu. De unde trage? Băi, în copac? S-a urcat în copac? Nu, se mai poate... Stai ascuns! L-a omorât! Grijă! Unde e? Nu știu! Mau, ia uite-mă pe toți, aolo! Oprește-te imediat! Opriți-vă! Bună ziua, domnilor, oprește-te imediat! Oprește-te imediat, am zis! Gata, l-am eliminat! Mamă, ce s-a întâmplat aici? Se pare că oamenii nu vor vorbă bravo, bună. Bravo. I-am eliminat. Ok, bravo, mă. Eu nu înțeleg cum ai eliminat pe mine acolo. Așa tot? Da, păi, nu știu. Erau doi sau câți erau? Nici nu știu câți doi erau. Doi am văzut. Erau, cum? Trei. Erau trei. Oh doi, my god, și unde e domnul suspect? Unde e domnul suspect? Era aici, după casa mea. Suspectul? Nu. Mă, ce se întâmplă? Păi a fugit. Mă, ce? Dar nu știu, am încercat să vorbesc cu ei, dar nu vor să înțeleagă. Nu știu. Da, nu știu, au venit și doar au tras în noi, adică... Dar suspectul a venit, a făcut plângeri și acum a fugit? Păi, suspectul a fugit? Unde e suspectul? Da. Nu știu, era lângă noi. Cred că s-a ascuns. De ce se ascundă? Da, s-a făcut frică sau ceva. Zici tu că i s-a făcut frică? Adică, teoretic... Da, era lângă mine, era lângă mine și în 2 secunde a dispărut. Asta zic exact, adică unde e domnul suspectul, că nu înțeleg, adică... S-a dus acasă. Unde o fi, el ne-a zis că a fost furat și acum pur și simplu. Domnul suspectul, suntem aici, noi poliția, vă rog, puteți să ieșiți dacă sunteți aici și vă ascundeți, sunteți în camera asta cumva, domnul suspectul, oare doarme? Nu este. Domnul suspectul? Nu e aici. Mă, ce, unde e domnul suspectul? E aici. Mamă, sper că, dar de fapt nu aveau cum să răpească, pentru că noi am eliminat pe amândoi, deci nu cred că aveau cum să... Da, chiar erau mai mulți. Uite-l. Uite, bă, ce se întâmplă? Trageți. Unde e? Bam, l-am nimerit. Păi, acolo, bă, nu. Păi ce se întâmplă cât sunt? Sorin, ai grijă, Sorin! Ai grijă! Trage din partea molului, trage! Din spatele molului! Ai grijă, Oana, că e singur aici, să știi. Da, am grijă, Ce se întâmplă aici? Domnul Sorin, vă rog, aveți grijă, nu stați exact aveți grijă. Ne batem noi pentru că să nu, nu pățiți ceva, vă rog. Păi, dar cine sunt oamenii ăștia? Oh, nu! Aveți grijă! Sorin? Ce e Sorin este cu ei? Cum adică? Uite-l acolo! What? Păi de ce nu dă-n el? Nu înțeleg! Sorin este cu ei, mă, ce se întâmplă? E extrem de la ăla. Vreau să vă arăt că mă furați pe aici, că dacă mai trageți, că vă omoară. Stai, suspectul, stai aici. Bătălie imensă. Băiatul ăla, domnul Sorin, aveți grijă, strâna voastră. Ai de capul meu. Nu, domnul Sorin, v-ați văzut în fața mea. Mă, cine-i piticul ăsta? Ce-i? Ce, Oana, cine-i omul ăsta?
Dar nu știu exact că l-am văzut și eu nu știu cine e ăla, chiar nu știu, dar... Oameni, unde sunt ceilalți? Adică nu cred că e cu ei, n-am idee cine e. Unde s-au dus? Nu știu, domnul suspectul, veniți respectul. Putem rezolva cazul că nu mai înțeleg. Explicați-mi și mie ce s-a întâmplat exact, ce v-au luat acolo, ce s-a întâmplat de v-au luat acolo, m-au ce v-au luat spus? Și a zis că dacă mai trageți o să vă omoare și pe voi și pe mine. What? Uite că-l văd, chisa în spate, în spate. Da-l văd. Vine, spate, vine. Nu, hai să fugim, veniți puțin. Nu, m-a nimerit, fiți atenți. Mă, de unde trage? What? Nu știu. Și când mai fiți atenți, nu știu că sunt foarte mulți, exact, sunt foarte mulți. Ia veniți puțin încoa. Tata. Suspectule, fii atent, suspectule, te rog, vino cu noi, trebuie puțin să te interogați, să vedem ce ai acum? Aflat. Nu, să fie în regulă. Nu-ți face nimic, nu ești închis. Crede-mă, suspectule. Nu, păi exact, noi suntem poliția, acum să te răpim, nu o să facem absolut nimic. Nu trebuie să-ți fie, ești în mâini bune acum. E sigur? Aveți grijă? Da. Da, aveți foarte mare grijă să nu fie iară pe aici, pentru că i-ați văzut că erau pe la mall pe acolo. Ideea e că noi băteam pe ei și tot din spate de la mall veneau. Nu știu ce să zic, sincer. Ai deci mă uitam și eu liniștit acasă la mine la cuștitoile. Uite-l pe ăla acolo. Haide, capul meu, îl vedeți? Da. Haide-ți. Uite-l. Haide. Vin. Să nu rămâi în spate, haide. Mi-e frică rău de tot. Să nu-ți fie, te apărăm noi. Haide. Bine, dacă spuneți voi. Unde se duc? În primărie, ce se întâmplă? Fură banii! Nu fură nimic, haide! Cineva, eu ies afară, nu! Nu, suspectele, vină înapoi! Nu e nimic aici, haide, nu-ți fie frică! Nu înțeleg! Ce se întâmplă? Hai, dacă tu suntem aici, haideți aici, de fapt, să-l interogăm! Hai, vină încoa, deci domnul suspectul, vină aici, te rog, iau un loc aici pe scaunul ăsta, aici în spate, de fapt, în față! Deci domnul suspectul, vreau să știu tot ce s-a întâmplat, cum au venit acei oameni la tine, ce au vrut de la tine și bineînțeles ce ai făcut tu, dacă le-ai dat și ți-au cerut sau ce le-ai făcut tu, că nu înțeleg. Eu stăteam liniștit, mă uitam pe geam și după am zis că mă ușor la niște desene schibili frumos acolo și am dat ei, au venit peste mine, au spart geamul, au zis să-i dau diamante, bani, tot ce am. Mă, ce? Păi, dar ce oameni periculoși. Ca... Păi și câți erau când au intrat la tine? 2, 3, 4, 5, câți erau? Doi. Oi. Erau doi. Păreau foarte mulți. Dar sincer părea, nu, ideea e că părea că gen, mă, ce s-a auzit? S-aude ceva. S-aude ceva. Unde? Calmează-te. Liniște. Mă, ce se întâmplă? Vino, ghețare, Oana, veniți încoa. Ce se întâmplă aici? Primarul e mort. Am armat pe capul lui. Băi. Ce se întâmplă aici? De ce a armat pe capul primarului? Ce se întâmplă, Ștefane? Ce s-a întâmplat? Nu știu, m-a răpit un masca de asta. Ștefan, nu și tu. Mă, ce vrei de la el? Și noi suntem trei oameni care avem arma pe tine. Deci suntem trei oameni care avem arma pe tine, să știi. Adică eu locul tău aș fugi. Dacă ați tras un glonț, primarul așa? E mort. Păi tu nu te gândești că noi suntem trei oameni împotriva unuia? Adică ideea e că primarul are armură pe el, pentru că are armură de primar. Deci cred că nu prea ai reușit aici. Adică unde... Ți-a furat armura! Da, n-am ce armură. Oameni, Ștefan! Hai de capul meu! Păi și ce vrei de la noi, că nu înțeleg? Bani. Bani? Și câți bani vrei de la noi? Ia, nu știu cât de prețios e primarul ăsta, 20 de nesoși. Cât, mă? Ieftin. Primarul ăsta. Păi tata, chestia e că noi nu prea mai avem, pentru că rezerva primăriei e cam goală momentan, adică s-au făcut multe cumpărături în oraș și chestia asta, adică n-avem de unde să vă dăm, că nu avem. Gen, poți să vă zic că și primarul chestia asta, nu-i așa, primare? Da. Pentru că ați milogit 30. Doamne. Păi nu avem să-i dăm, asta e chestia, că nu avem să-i dăm. Nu știu ce vrea de la noi, dar... Ștefane, ideea e următoarea, da? O să mă uit aici puțin la mine și... Fugiți! Fugi, Ștefan! Ștefan! Ești încă bine, te apărăm noi! Băi, dar suspectul, unde e suspectul? Intră aici! Bag-te aici, așa, bravo! Unde e suspectul? Suspectul! Unde ești? Vină! Eram la bani, nu mai puteam vină, aoleu, vină! Doamne! Vină, repede! Haide, vină! Dar unde e Sorin? Ok, deci
Mamă, bă, Ștefane, deci... Ștefane, ești ok? Bă! Trage, nu! E ok, ok, că nu pasă. Bă, dar de ce stă Sorin după... Mă, ce se întâmplă? Nu știu ce face Sorin. Pare să fie cu ei, nu știu. De ce stă Sorin lângă el? Mamă, dar e efectiv lângă. Vă rog, nu stați la geamuri, nu stați la geamuri, ok? Nu, nu avem blocuri. Ștefan, ești ok? Oana, blocuri să puneți pe aici, nu avem blocuri. Hai, nu, n-am. Da, unul, am pus doar unul acolo. Nu mai am, nu mai am. Aoleu, aoleu, Ștefan. Ai grijă, domn primar, ai grijă. Nu, ideea e următoarea. Stați așa. Hai să putem pe spate. Stai, exact, dar n-am. Cine are baston de poliție? Am eu. Chiar nu eu. Sparge aici, perfect, hai să-i și mai sușim. Băi, dai. Hai, așa, perfect. Hai, să fugim. Am furat bicla, tiki. Fugi. Doamne. Face, mamă. Sorin, unde-ai fost? Sorin, calmea, e bine. Că am dat de Sorin. Haide, fugi, Ștefan, fugi. Domnul Sorin, dar de ce stăteați lângă el? Ce se întâmplă acolo? Vreau să știu ce se întâmplă cu dumneavoastră, domnul Sorin. De ce aveți grijă, Oana? Vă rog, uitați-vă, uite, e pe stradă. Domn primar, și dumneavoastră ați fost răpit. Da, și eu. Mi-au furat diamantele, mi-au luat tot din casă. Mi-au mura, armele, toate. Mamă. De ce mai putem scăpa de ei? Doamne. Mai explicăm. V-au furat armura aia de primar. Repede. Rău de tot. Da. Ai de armele. Capul meu. Și armele, nu mai aveți nicio armă, dar cum că e doar o persoană? Cum ți-a furat persoana aia toate armele? Era doar o persoană. Dar câte? Nu știu. 6. Te trage, dragi, 7. Păi câte persoane au fost, mă? Am eu o idee bună. Nu ne simt mai bine în turnul ăla și vedem de acolo de sus, că vedem mai bine tot. Dar nu știu, ideea e că turnul ăsta încă e în construcție, nu cred că este gata. Și dacă e periculos. Nu uite încerca. Să nu cădem. Poate e periculos, hai repede. Ei, urcați! Hai urcați, aveți grijă, nu cred că e în spatele nostru, nu oricum n-are timp să vină. Hai repede. Aici, un bloc, n-aveți ceva. Perfect. Aveți grijă. Gata. L-am prins bine, ok. Deci, ideea e că acum n-are cum să mai intre exact. Acum aici, teoretic trebuie să stea, să nu mai are cum să mai intre. Deci, domnul primar, vreau să știu exact ce s-a întâmplat. Deci, a intrat la voi, la dumneavoastră în casă sau ce s-a întâmplat exact? Nu, în primărie. Mamă, în primărie. A intrat. Birou meu. Doamne, bă, frate, bă. Bă, nu înțeleg ce se întâmplă. De unde e? De la casa mea. În spatele casei Oanei. Ia stai așa, că închisoarea, ai grijă. Lasă-mă pe mine ca sniper. Ok. Ia. Da, nu m-a nimerit, e bine, deci fiți atenți. Domnul suspectul și domnul Ștefan, dumneavoastră ați fost răpit și vi s-au furat toate chestiile și noi acum cumva trebuie să ne descurcăm să vedem, pentru că sunt niște oameni ciudați mascați, am văzut că au niște măști albastre, Oana, ai văzut și da, tu? Da, ciudate rău. Ideea este că cred că o să mă duc să-i fac o poză, ia, vă rog, aveți grijă de ei, poză? Să nu cumva să vină alții, pentru că vreau să-i fac o poză. Dar știți poza care e? Am mai văzut poza asta, am văzut masca aia undeva, adică poză. Pe o poză. Uite, am făcut poză, Oana e în casa poză? Ta, s-a spart tot pe acolo. Mă, ce? Acolo, Oana. Nu mă duc peste el, deci nu, de ce-l bat, îl omor. Văd masca aia, uite, Oana ține asta, te rog, asta e pentru tine. Asta tu trebuie să o ții, să interoghezi după o chestie, uite, să examinezi fotografia. Dar unde e? A, uite că tot acolo, tot în casa ta, Oana, mamă. Bravo. Am tras Florin el. Este, cred că a pus ochi. Mi-am urcat aici. Aveți grijă. Bravo. Bă, că a pus, da, pune blocuri. I-ai dat ca lumea, cred că ghețare, că... Casa mea! Unde ați fugit? Încă unde i-am dat? Unde sunteți? Pădeam, aici. Aveți grijă. Aici. Ok. A sărit. A sărit în piscina mea, uite-l. Uite-l, da. Nadal, văd, oai? Da, așa arăta. S-a ascuns după casă, așa arăta el, e, nu? Ei, nu cred că mai e pe aici, doamna Oana, puteți să-mi spargeți ăsta, vă rog, să poți să treci și pe aici? Mă, uite, dar e un pitic, mă, ce e piticul ăla pe stradă de are? Pitic? Mă, ce se întâmplă? Da, uite-l! Da, l-am vorbit mai înainte, de piticul ăla cu mască urâtă! Mă, ce se întâmplă, cine e ăla? Ia, haideți jos, spargi tu ăsta aici, Oana, te rog! Haideți, repede! Ușor, să nu vă loviți, ușor! Aveți grijă. Grijă. Ce se întâmplă aici? Poliția, mâinile sus. Bună ziua, cine sunteți? De ce sunteți consumat în mascat? Ce mascat?
E de asta, nu? De petrecere, cum am mai știut. Ce petrecere? Cine ești tu? Bal mascat. Bal mascat? Bal mascat. Am zis ceva. Am fost la bal. Mă, ce? Cum adică? Ideea este că e ciudat, dar aveți bal mascat și n-am auzit. Uitați-vă pe la Casa Oanei, că pe acolo l-am văzut ultima dată pe mascatul ăla. Vreau să știu ce se întâmplă. Tu cumva ești în echipă cu mascația care l-au răpit pe domnul primar. Mă, dar unde e domnul primar? Aici, domnul primar. Aici. Și pe domnul suspectul. Nu. Mă, dar cine e ăsta? Ce a venit pe aici? Pare foarte rău și suspect. Doamne, exact. Nu știu, și mie mi se pare... Sincer, Oana, cred că poți să-l arestezi. Nu știu, mi se pare... Da, adică pare suspect rău. Dar ce faci? Alo, de ce fugi? Alo, de ce fugi? Nu fugi, nu fugi, dă-te jos imediat, dă-te jos! N-ai voie, stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc. Ești arestat, ești legat, nu stai, stai pe loc, ești legat, gata. Nu mai gata, hai vii cu noi, hai cu noi. Dar n-am făcut nimic. Hai, ești legat, hai cu noi. Domnule, dar nu am făcut nimic, de ce l-a arestat? Sorin, de ce la aperi? E costumat într-un om mascat. Nu are voie să stai așa. Nu a făcut nimic, doar e costumat. Domnul Sorin, tocmai ce s-au tras focuri de arme vreo jumătate de oră și de către oameni mascați. Cel este mascat, serios? Adică mă întrebați că nu a făcut nimic? Cred că e o coincidență, nu știu. Ce coincidență poate să fie? Eu cred că sincer l-a lăsat pe el aici pentru că probabil o fi mai mic și probabil că nu știu, o fi inițiat, adică are un rang destul de mic în brigada lor mascată sau ceva. Nu înțeleg exact ce se întâmplă, dar... Da, nu mi se pare corect. Domnul suspectul, vă rog, ați fost răpit și acum aveți chef de glume? Vă rog. Nu, mai bine că l-ați luat, că l-ați luat pe hot. Da, păi stai, ăsta era hoțul care te-a prins pe tine? A? Nu, ce? Da, seamănă cu hoț și mă bucur. Ce? Ok, bine, domnul suspectul, bine. Okay. Domnul Visarului, cineva pe aici? Mă uit, dar nu vă avem grijă. Oana, vă rog, stați cu ochii pe mascatul nostru, trebuie să aveți grijă acolo cu el. Bă, pare că nu e nimeni, sincer, pe... X-Andrei? Bună ziua, domnul X-Andrei, vă rog, aveți grijă pe stres, pentru că se trage ca lumea pe aici. Haide, la secție. Alexandru, ce faci? Mă, ce zice mă ăsta? Ce are mă ăsta? Cu cine vorbește mă piticanea asta? Cred că vorbește cu vocile. Vorbește cu vocile? Jongolo! Vă rog! Jongolo! Dar nu l-am prins în mascatul ăla, nu? Unde te duci? Nu la primărie, am zis! Băi, prinde-l! Așa, bravo, legat, bravo! Hai înapoi, coboară! Dă-s imediat, haide! Că ăsta să fugă, eu nu înțeleg! Nu am nicio șansă! Haide! Pentru că tot okay. Este foarte nașpa pe dumneavoastră, n-aveți arme. Domnul Sorin la fel, domnul Alexandrei la fel. Mă, ce se întâmplă cu omul ăsta? Ce? Bă, domnul Pitican e urât, vă rog. Ce se întâmplă, mă, cu el? Haide, intrați. Ok, intrați. Da, vă rog, nu mai folosiți acel geam. Cum putem afla dacă el e real? Nu arunci nimic la gunoi. Treci. Haideți. Treci. La Petrici era de glume. Intră pe acolo. Hai, jos, așa, mulțumesc. Mamă, la tot a închis foarte. Așa și vă rog să intrați aici. Hai, intră acolo. Da, să facem poză, hai. Uite-te la noi. Uite-te exact la noi. Doamne, are un metru. Intră în celula asta. Haide. Hai acolo, hai. Hai. Ce, Andru, visezi tu? Haide, intră. În celulă, hai, intră acolo. Lasă-vă în vrăjala. Nu știu ce tu zici, domnule, ce jungle. Bă, somnul ăsta e ok. Doamna Oana, puteți să deschideți, vă rog, biroul? Da. Ceilalți, vă rog, stați în poliție aici, dar aveți foarte mare grijă. Nu, domn primar, stați în afară. Nu vreau să văd cum arată. Domnul Ghețaru? Bă, ideea este că acesta este problema. Mă, ce se întâmplă aici? Și domnul suspectul. Lăsați-l să vorbească, că oricum n-are ce să facă. Închideți ușa, doamna Oana. Andrew. Doamna Oana, aveți acea poză, ok? Și puteți lua și poza asta. Trebuie să faceți multe investigații pentru dumneavoastră, să-ți detectivul nostru și să faceți investigații, să vedeți care e treaba, pentru că ideea este că pe acest pitic totuși nu l-am văzut când oamenii mascați au fost la noi. Ia veniți până jos, dar eu nu știu ce cred că are o legătură, pentru că ai văzut, strigă pe nume de coț sau ceva. Da, adică nu știu ce tu zice, da, bongolo, jungle, nu știu ce zice. Deci trebuie să aveți foarte mare grijă, doamna Oana, să investigați care-i treaba cu... Astăzi, deci aveți o poză cu ăsta, aveți și poza cu mascatul ăla din casa dumneavoastră. Exact, deci... O să pun totul aici pe perete, da. Puneți aici puțin mare, puneți-o mare aici, ia uite. Deci uite, ăsta era mascatul. Deci are o mască albastră. Da. Ai văzut care e același costum pe care l-are și suspectul pe care l-am prins. Ați văzut și voi?
Da. Deci efectiv are același costum. Și a pune și poza cu piticania. Uite. Exact la fel. Are o felie de pizza în mână. Are un ghiozdan în spate. Și are un... Mă, ce se întâmplă? Ok. Da, nu știu. Mă duc să deschidem, vă rog, Oana aici, pentru că vreau să intru să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Mă, ce se întâmplă aici? Ce mai faci, mă, pe aici? Tot urlă, tot țipă pe aici. Ce se întâmplă? Ce mai zice? Oricum poate să urle cât vrea, de fapt. Poate să urle cât vrea. Vreau să-și fac o extindere, ok. Într-o parte. A few moments later. Domnul Sorin, explicați-mi ce faceți aici. Când se trag focuri de arme, dumneavoastră nu sunteți în siguranță. De ce mergeți pe stradă și... Nu pot să cred. Eu v-am spus că am auzit bine ceva. Piticania, Piticania, ieși de la închisoare. Piticania, da, uite Piticania. Nu, închisoarul. Fugiți, nu e bine, nu e bine. Fugiți. Mamă, ce viteză prindeam cu trișcaleta, dar nu o am. Nu, trebuie să ne ascundem, că nu înțeleg exact ce se întâmplă, bă, frate, bă. Deci, repede. Capul meu. Eu te-am anunțat, ți-am spus. E foarte nașpa, ideea că l-au prins pe Ghețaru, nu știu ce au făcut. Nu știu. L-au prins foarte bine acolo. Mamă, Ghețaru. Dar trebuie să avem foarte, foarte mare grijă, pentru că se întâmplă ceva cam ciudat în oraș și, sincer, trebuie să avem grijă. Adică ideea e că am văzut cam câți vreo 4-5 mascați. Da, ceva de genul, erau foarte mulți. Iar Sorin asta foarte aproape de aici. Domnul Sorin mi se pare Sorin foarte suspect. Nu știu, Sorin cred că este cu ei. Cel mai probabil e cu ei. Sorin, uite-l. Unde-i Sorin? Unde? L-ai văzut? Da, aici afară. Afară? Da. Sorin, ce s-a întâmplat? Am văzut mascația aia cum am evadat, nu știu cum să vă zic. Da, i-am văzut și noi, dar dumneavoastră ce stăteați pe stradă, cum veneați în spray și nu v-au făcut nimic dumneavoastră, adică nu, chiar este foarte frumos cu mine. Foarte frumos. S-au făcut frumos cu tine? Da, mi se par niște băieți de treabă, nu știu. Băieți de treabă? Și cu mine m-au făcut ce a avut, adică... Nu faci mișto de noi? Nu știu, noi cu poliția, doar cu suspectul ce a avut, că el nu face parte din poliție. De ce m-a fărat de bani, ce a făcut? Nu-i vina mea. Și acum cu Sorin, gen, au fost drăguți? Măi, sincer, nu știu ce se întâmplă acum. Nu știu, mi se pare ciudat rău toată chestia asta. Nici nu m-au jefuit, nu m-au făcut nimic, sincer. Da, nu înțeleg. Trebuie să vedem. Eu, sincer, o să mă duc în biroul meu și să încerc să fac mai multe detalii acolo, gen, să investighez mai mult. Ok, aveți foarte mare grijă, vă rog. Bine. Atunci trebuie să iau singur acasă. Da, suspectul.